Într-o lume în care mulți întorc capul când se întâmplă o nedreptate sau se fac că nu o văd, un tânăr din România încearcă să ne arate că se poate și altfel. Folosindu-se de un cont fals, se dă drept minoră și își dă întâlnire cu presupuși pedofili, iar apoi îi predă poliției. Conform mesajul.ro, speră că astfel va da o mână de ajutor justiției și va face orașul un loc mai sigur. Alexandru are 31 de ani, ziua lucrează în comerț la o corporație, iar noaptea organizează acțiuni de flagrant pentru a prinde presupușii pedofili, își spune justițiarul de Berceni, asemenea locului în care s-a născut, iar pe indivizi nu-i caută, vin singur la el. Cine sunt pe internet? Alexandra. Sunt Alexandra, de 14 ani, o adolescentă ce nu prea înțelege ce se întâmplă acolo pe internet, nu înțelege pericolele și las bărbații să-mi explice cum vor fi prieteni cu mine și să mă scoate la o plimbare fără să se întâmple nimic. Să am încredere în ei, spune Alexandru, justițiarul de Berceni, conform observatornews.ro. Filmează mereu și apoi urcă totul pe rețelele de socializare, acolo unde justițiarul a strâns peste 6 milioane de vizualizări, iar pe contul fictiv de adolescentă a ajuns să primească 10 de mesaje din partea bărbaților de toate vârstele. Inițial nu m-am gândit vreodată că o să reușesc să prind vreun prădător. Aveam filmul ăsta în capul meu, mai spune Alexandru conform sursei citate. A pornit singur pe acest drum, iar în timp i s-au alăturat și alții. Am un coleg de încredere, Alex, o fată care ne ajută în discuții, căci indivizii au nevoie să și audă o voce de fată și mai sunt diverse persoane în spatele camerelor care ne ajută, mai adaugă Alexandru. Îl urmăream pe social media și îmi plăcea ce face. I-am scris, i-am spus că dacă are vreodată nevoie de ajutor, poate să-mi scrie liniștit, susține Alexandru Preda, colegul justițiarului de Berceni. Fiecare episod al justițiarului de Berceni se încheie la secția de poliție, acolo unde ajung și indivizii care își dau întâlnire cu Alexandra, minora în vârstă de 14 ani. În funcție de probe, polițiștii pot începe o anchetă. Măcar băgăm frica în ei, spune colegul justițiarului de Berceni. Apropiații lui Alexandru sunt conștienți de riscurile la care se expune tânărul. Dar el pune corectitudinea și dreptatea pe primul loc, înainte de riscul propriu. A avut întotdeauna o inclinație față de corect, este genul de persoană care, dacă merge pe stradă și vede ceva în neregulă, nu se poate abține să nu intervină, a precizat Mihai, un prieten din copilărie, relatează mesajul.ro.